dacă vorbim despre nutriție deja, deci arta de a construi rațiile, știm că la rumegătoare rația se compune din două mari categorii, respectiv o rație de bază, care în principiu asigură la vaca de lapte nutrienți pentru întreținerea funcțiilor vitale, că vaca să trăiască, și pentru o producție de 10 litri de lapte pe zi. Și la această rație de bază vin cu un supliment de concentrate, care echilibrează și nutrițional, dar și productiv rația de bază. Și atunci, dacă vorbim despre grupe tehnologice, pot să spun, ok, am împărțit în boxe pe grupe tehnologice toate vacile din ferma mea, la toate le dau aceeași mâncare, dau o singură rație, rația de bază, și diferența între grupele tehnologice o fac tipul și cantitatea de concentrat pe care o dau fiecare grupe tehnologice. Da? Deci trebuie să vin să o furajez de două ori, sau am un automat, dacă îl întreține liberă, am un automat care pe baza unei chei de identificare a vacilor administrează atâta concentrat animalului cât îmi spune mie calculatorul. Da, vi se pare SF, dar nu este chiar SF, pentru că acolo unde forța de muncă este extraordinar de scumpă, oamenii fac aceste automatizări. Și mă refer aici mai ales la Olanda. Olanda, Belgia, Danemarca. Schimbarea sortimentelor de furaje. Dacă trec de la fânul de lucernă la un fân de câmpie, da, trebuie să o fac treptat. Da? Nu astăzi îi dau lucernă și mâine îi dau fân de câmpie. O să dăm peste cap toată producția. Trebuie să o fac treptat cel puțin 10 zile, 10-14 zile. Da? Pentru că tot din cauza rumenului, pentru că în rumen există microsimbionți care sunt specializați pentru digestia unui anumit furaj, da? Există și simbionți care sunt specializați pentru alt tip de furaj, dar în cantitate mică. Da? Și atunci trebuie să-i dau timp acestor populații să crească. Da? De asta trebuie să fac trecerea treptată. Da? Primăvara, când îi trec de la rația de iarnă la rația de vară, tot așa, treptat, se trece la masa verde. Altfel vom avea tulburări digestive, în cel mai bun caz o acidoză, care se observă prin diaree, primul lucru la vacă pe care îl observ, o diaree așa verzuie, aia înseamnă o acidoză și o digestibilitate incompletă a masei verzi primăvara. Am trecut mai departe la frontul de furajare, adică la întreținere liberă, cât spațiu îi aloc fiecarei vaci pentru accesul la iesle. Asta înseamnă frontul de furajare. Și din studiile de comportament făcute tot de americani, nu de noi, rezultă că accesul la hrană este mai important decât cantitatea administrată. Adică degeaba pun în fața animalelor cantitate suficientă dacă nu toate vacile au acces. Vacile sau taurinele sunt animale sociale, ele trăiesc într-un grup și dacă trăiesc într-un grup, așa ca și la noi, la oameni, că și noi suntem animale sociale, trebuie să existe o ierarhie. Da? Și noi avem președinte, prim-ministru și așa, deci avem o ierarhie. Da? La fel și vacile au ierarhie în grup. Da? Există vaci dominante și vaci dominate. Nu întotdeauna la vârful ierarhiei sunt cele mai bune producătoare de lapte. Vacile cele mai bune producătoare se află undeva la mijloc și spre baza ierarhiei. Da? Ori dacă aceste vaci, care au potențial mare de producție, nu au acces la fân, la furaje, nu își pot exprima potențialul productiv. Da? De aceea trebuie să asigurăm fiecarei vaci un front de furajare și lucrul care este relativ ușor de făcut, adică la fiecare vacă îi dăm locul ei de furajare, sigur că nu e același de fiecare dată. La întreținerea legată este foarte simplu, da? Am 1,10 m lățimea standului, înseamnă că vaca are 1,10 m și în stânga și în dreapta să mănânce cât poftește.
La întreținerea liberă este mai greu de făcut, nu? Mai ales atunci când o să discutăm mai târziu puțin, mai ales când hrănirea se face pe sub o bară, da? Sau o barieră și nu individualizat prin grilaje. Dar în principiu, dacă am 100 de vaci într-un adăpost, trebuie să am 100 de locuri de furajare. Dacă sunt 110 sau 120 de locuri de furajare, este și mai bine. Dar, ca idee, trebuie să am pentru fiecare vac un loc de furajare.